Meet George Jetson. Mașina arată ca un elicopter de dimensiunile unei mașini obișnuite. Modelul a fost numit Citycopter pentru că este destinat deplasării prin oraș. Aeronava dezvoltă până la 200 de km pe oră și nu necesită cheltuieli pentru combustibil, deoarece este dotată cu baterii solare. Galvane susține că Citycopterul nu este deocamdată de vânzare și speră că autoritățile vor accepta să finanțeze proiectul, astfel încât să dezvolte industria transportului ecologic.